alarmă de grad zero în sistemul bancar românesc. Banca Națională a României a vertizat cele nouă bănci mai importante că urmează o perioadă de risc sever și că trebuie să se pregătească să-și mărească capitalul disponibil. La ce se referă? La faptul că este posibil ca deponenții să înceapă să retragă masiv bani din bănci, iar băncile trebuie să facă față acestei teribile presiuni. Asta înseamnă însă că băncile, pentru a acumula mai mult capital, vor fi și mai nemiloase cu cei care le sunt datori și vor fi și mai nemiloase cu cei care solicită credită.